Cei care s-au născut în zodia Balanței vor avea între 6 și 7 august o stare bună, idei bune, inspirație, imaginație, un strop de fantezie sau de încredere cu privire la posibilitatea lor de a face lucruri bune pentru carieră sau pentru evoluția lor profesională. Între 8 și 9 august, luna în domiciliu va pune un reper, un jalon în cariera lor. Se va întâmpla ceva. Ca și cum de aici mai departe discutăm, ca și cum din acest loc începe să se genereze ceva, o nouă situație. Ca și cum până aici lucrurile au putut evolua, aici se opresc și de aici începem și cântărim, evaluăm, măsurăm, ne gândim și așa mai departe. O primă condiționare poate să vină dinspre rude, dinspre familie, ori dinspre o condiție patrimonială pe care nativul nu vrea să o sacrifice, nu vrea să o piardă sau nu vrea să o transforme într-un loc vulnerabil pentru el. Ca și cum averea ar fi ceva care să reprezinte la un moment dat un argument într-un șantaj. Pierzi averea dacă nu faci cu tare. Îți luăm casa dacă nu accepți să zici, să spui, să faci. De aici o chestiune de crez, de conștiință, de mentalitate. Nu vor ști cum să o întoarcă, pentru că, așa cum spuneam adineauri, vor dori să-și conserve patrimoniul și averea, statutul și integritatea lui, dar vor dori să-și păstreze statutul și integritatea ca persoană. Și iată conflictul interior radical și foarte, foarte greu de soluționat, cel puțin pentru moment. Între 10 și 11 iunie, luna va tranzita casa prietenilor și balanțele se pot întâlni cu persoane importante. Se pot întâlni cu persoane cu care nu s-au văzut de mult timp. Nuanța în manualul de astrologie este relații cu persoane cu haină militară, cu funcție sau grad, sau care lucrează în instituții bazate pe un fel de ierarhie asemănătoare cu cea din armată. Evenimente oficiale la care nativul poate să ia parte, singur sau invitat sau alături de prieteni, care îl pun pe el însuși într-o ipostază oficială. Acum se produce și o eclipsă alături de faza de lună nouă pe acest sector, ca și cum ar fi un început, ca și cum s-ar deschide ușile și brusc el ar începe să se împrietenească și să se întovărășească cu tot felul de sușpuși sau de oameni importanți, ceea ce pe el îl flatează, dar îl și avantajează. Uneori va avea reticențe în a spune sau a face ceva alături de acei oameni. Uneori va avea un sentiment de inferioritate sau de teamă că este observat și cântărit și poate nu face față. Alteori va fi intimidat dacă este tânăr, va avea trac, îi va fi chiar rușine. Mai avantajați de acest context sunt cei în preajma vârstei de 50 de ani care nu își vor mai face chiar atât de multe scrupule și care vor aborda cu mai multă degajare și siguranță de sine acest schimb de opinii, acest tip de socializare sau acest tip de apropiere de oameni care au un statut special. Dar atenție că tot pe fondul eclipsei, cei născuți în balanță pot să descopere un aspect foarte important. I-aș spune destul de grav cu privire la un prieten, ce a făcut acela în principal. Nu este vorba de reevaluare, este o descoperire însoțită de stupoare. Pentru un moment nu vor ști ce să spună, nu vor ști ce atitudine să ia, vor rămâne cam blocați. Peste niște zile această stare de stres interior va dispărea și vor încerca să se plieze pe realitate, pentru că evenimentele sau situația pe care o descoperă și care îl privește pe acel prieten îl implică și pe el, se reflectă asupra lui, iar întreaga lui conduită trebuie să fie una protectivă, de asta este și el conștient, în așa fel încât trebuie să ia cea mai bună măsură, să identifice cea mai bună cale pentru a se feri de acel personaj, pentru a nu fi identificat cu el, pentru, cum zice românul, a nu intra în aceeași oală cu acela și atrage eventual consecințele nefaste ale inițiativelor aceluia sau acelui grup. Pe 12
august luna se va afla în sectorul bolilor lungi și cronice și nu le activează neapărat niște suferințe mai vechi, dar va ridica la cote de alarmă tot ceea ce ține de fiziologia aparatului digestiv, de felul în care privesc alimentația. Unii vor face niște crize aparent nemotivate de refuz al hranei, al alimentelor. Vor face și pe interesanți zicând că vor să facă o cură de dezintoxicare de 2 zile, că vor ține post 2 zile, că pur și simplu nu le e foame, că vor să slăbească. Pretexte, argumente și explicații în care nici ei nu cred, pentru că de fapt este vorba de o respingere care vine din lăuntru organismului lor față de tot ceea ce înseamnă aliment, hrană, digestie. Este intuiția și inteligența materiei care îndeamnă să facă așa și nici nu este bine să se poarte altfel și să înghesuie organismul cu tot felul de mâncăruri pe care acesta nu le dorește și nu le poate asimila. Pe 7 august, planeta Venus, mare bucurie mare, guvernatorul lor va intra în domiciliu și le va fi un bun prieten. Micul benefic îi va ajuta să facă lucruri bune, să gândească inteligent, să se simtă bine de acum încolo niște săptămâni, să aibă un pic de protecție, să aibă un strop de noroc, să fie mai degajați, să arate mai bine, mai ales femeile. Va începe un moment în care, deopotrivă, bărbați și femei, tineri și bătrâni, se vor ocupa de înfățișarea lor, latura cosmetică, de sănătatea lor, de îmbrăcămintea lor, sau de felul în care trăiesc, să le fie mai ușor o anume activitate, să fie mai confortabil modul în care trăiesc, să fie mai adecvată locuința la tot ceea ce desfășoară ei ca mod de viață sau chiar ca segment de muncă, dacă lucrează acasă. Pentru niște săptămâni, planeta Venus le mai aerisește așa ideile și mintea, îi face un pic mai detașați, mai veseli, mai simpatici, mai plăcuți și mai accesibili. Spuneam pentru niște săptămâni, nu doar pentru perioada 6-12 august. În sfârșit, ultimul aspect care definește perioada pe care o analizăm este legat de statutul lunii negre, care în ziua de 6 august va intra în vărsător în casa a 5-a. Doamnelor și domnilor, aveți mână proastă la iubiți și la iubite. Bine ar fi să nu vă treacă prin minte decât minimum de discuție, de glumă, de amuzament, de cochetărie și să vă opriți la timp, că după aceea este rău. Toate excesele și toate concesiile și toate formele de entuziasmare nejustificată vor fi scump plătite. Unii vor trebui să recunoască un copil conceput acum de ei sau care n-a fost conceput de ei, pentru că ei au căzut în plasa unei păcăleli, a unei intrigi, a unui plan. Alții trebuie să se țină de cuvânt, să se căsătorească, alții trebuie să intre în joc și să rămână prizonierii unei legături sentimentale, chiar dacă nu mai doresc acea persoană, nu mai iubesc, aceea nu le mai face nicio impresie, ba mai mult nu le place, sau și mai mult îi sperie prin felul în care gândește, vorbește și acționează într-un chip lipsit de morală, trăiește periculos, aventuros, riscant, ilegal, imoral și așa mai departe. Dar nu se mai poate despărți. Sau, cum zice românul, nu mai poate să scape. S-a legat la cap cu cineva care îl presează să rămână în această relație. De acum încolo, 9 luni de zile, atenție mare spre cine vă îndreptați, gândurile, sentimentele, poftele, plăcerile, senzațiile și curiozitățile. Deocamdată atât, pentru că vom vorbi despre această lună neagră, de o să ne săturăm. Trebuie să mai spun că pentru moment ea face în aceste zile conjuncție cu Marte, dinamică mai mult conflictuală, certuri urâte între cei care se iubesc, apoi Marte va pleca, luna neagră își va vedea de drumul ei, va face la un moment dat o conjuncție și cu pedeapsa în viață și ne vom apropia de prima dimensiune a definiției pe care am dat-o la început, apoi pe la sfârșitul lui septembrie Marte va reveni.
și va crea ceea ce se cheamă a plăti păcatele tinereții sau a plăti plăcerile vacanței, plăceri scump plătite de acum încolo, care le vor da bătaie de cap. Într-un alt registru, unele persoane, în postură de părinți, s-ar putea să aibă necazuri de la copii. Aceștia nu învață bine, nu sunt ascultători, au o evoluție care nu le convine, ori au probleme de sănătate, sunt multiple situații. Dacă sunt mai mari, ei înșiși pot avea necazuri.